Bună seara, bună seara, dragii mei prieteni, bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube. Eu în această seară vreau să vă arăt cum fac eu o mască pentru față. Dar avem nevoie de câteva ingrediente, mai mult, nu? De exemplu, de ce avem nevoie? Avem nevoie de dovleac. Deci din dovleac va fi masca mea pentru față, da? Deci avem nevoie de dovleac și un pahar de lapte. Da. Da? O crăticioară unde trebuie să fierbem prima dată dovleac. Deci începem prima dată cu primele etape și după aia începem cu finalul. Bine, la final, spre final vreau să zic că avem mai multe ingrediente de pus și să începem așa cu primele etape și după aia să începem să coborăm. În fine, deci eu aici am o bucată de dovleac, dar cu toate că n-am să o pun pe toată, am să pun foarte puțin. Da. Deci începem să facem. Așa, dragii mei, cum am zis că nu vreau să pun toată, am să tai decât foarte puțin. Deci am tăiat la jumătate. O să curățăm această coajă, o dăm jos, dar să fim foarte atenți să nu ne tăiem că e foarte dură. O să o tăiem așa cu bulețe, nu știu dacă se vede, se vede aici, cred, așa, cu bulețe mai mici, uitați așa, și o punem în crăticioara asta, bine? Deci trebuie să avem o crăticioară unde trebuie să o punem la fier. Da. Așa. Așa, dragii mei, iar acum adăugăm laptele, o căruță așa de lapte. Deci cam atât. Și lăsăm la fiert vreo 15 minute, așa. După aia revenim cu toate cele necesare. Așa, dragii mei, uitați, aici sunt dovlecei. Dovleacul, mai bine zic, zis, la fiert. Deci au trecut cele 15 minute de fiert. Așa. Lăsăm un minut, două, după aia le scoatem. Și oprim
Așa. Îl punem aici în batidor, să-l... în blender, de exemplu. Iar acum trebuie să punem aici laptele. Uitați, așa trebuie să arate. Și facem deoparte scuzați-mă deci această acest batid care l-am făcut eu din dovleac și cu lapte l-am fiert cum v-am spus înainte. L-am bătut și acum lăsăm un pic să se răcească. Între timp ce se răcește, trebuie să facem, să pregătim altceva. Da? Deci să începem cu etapa numărul 2. De exemplu, avem nevoie de tein. Da, uitați. Așa, avem nevoie de două linguri de in. Îl punem într-o mașină. Să-l facem. Să pregătim făina de in. Așa. Așa, dragii mei, uitați cum arată. Deci cam așa arată făina de in. Așa, dragii mei, deci am revenit cu celelalte ingrediente. Cum v-am spus înainte, trebuia să pregătim făina de in. Aici avem miere, un gălbenuș de ou, așa, câteva picături de arbor de te, și o vitamina E, care o avem aici. Și am pus așa să se vadă. Bine, așa un pic. În fine, deci acum trebuie să pregătim celelalte ingrediente. Aici avem nostru dovleac, care l-am făcut mai dinainte. Acum adăugăm ou, gălbenușul de ou. Așa, mestecăm bine, bine, bine. Adăugăm și uleiul ăsta de arbor de te. Punem 5 picături. 1, 2, 3, 4, 5. Adăugăm și mierea, o linguriță.
acum trebuie să adăugăm și vitamina E. 1, 2, 3, 4, 5. 5 picături. Iar acum, la final, trebuie să adăugăm făina noastră de in. Deci am măcinat-o mai din aur, ați văzut? Așa. Vedem acum cât punem bomba. De moment punem două lingurițe, să vedem. Așa că mai avem nevoie să mai adăugăm. Așa. Deci am pus două, mai adăugăm una. Deci trei lingurițe. Așa, dragile mele, deci ca întotdeauna trebuie să știm dinainte, trebuie să ne demachiem bine, cum eu sunt deja demachiată, am mai făcut mai înainte o mască și a trebuit să mă demachiez și iarăși mi-am adăugat altă mască, iarăși m-am demachiat, în fine. Deci, acum trebuie să punem masca. Luăm. Ce trebuie să luăm? Și să adăugăm masca. Înainte de toate, bine că asta nu are, cred că nu are atâta, să facem noi vreo alergie, că e totul natural, nu este sintetinat. În fine, dar înainte de toate trebuie să ne asumăm unele riscuri, trebuie să încercăm aici, pe mână. Da? Și această mască trebuie să o lăsăm să acționeze 20 de minute. Uitați, așa trebuie să fie. Da. Iar acum trebuie să o adăugăm și pe față. Deci eu am să-mi dau decât pe aici, așa. Pe aici. Și pe frunte. Deci, am adăugat masca, ne vedem în 20 de minute. Gata, dragii mei prieteni, am revenit după cele 20 de minute stând cu această mască. Știți că este bună. În ce aspect? Vreau să zic că îți rămâne pielea foarte fină și e foarte bună. Așa că stați aproape și ne vedem la următorul vlog. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. La revedere!